Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Ora 20, doamnelor, domnilor, bun găsit, urmăriți o nouă ediție emisiunii Business la Superlativ și vă mulțumesc. În această ediție vom vedea care este legătura dintre afacerile aromate și profiturile ridicate. Mai exact vom vedea despre ce este vorba în industria aromaterapiei, ce presupune o academie de profil, cu ce costuri se înființează și mai ales cine poate să profeseze în acest domeniu după terminarea cursurilor. Este cu noi Diana Dragomir, antreprenor de profil și este mai mult decât atât. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aromaterapie, arome, uleiuri esențiale, pasiune, multe cursuri, filozofie, psihologie, poate și avocatură, dar până una alta și până să vedem care sunt cifrele din acest business, trebuie să aflăm care este profilul tău profesional sau de antreprenor într-un minut, dincolo de business. Cine este Diana Dragomir? Aș spune o persoană care a transformat o pasiune într-o profesie. Pentru că adevărul este că am fost întotdeauna pasionată de arome și de complexitatea minții umane. Doar că drumul spre a practica profesia de aromaterapeut a fost unul lung și greu și pentru că în anii 90 nu puteai să practici în România aromaterapia, nu exista nici profesia, nu exista nici școala, am ales să merg pe o altă parte a profesiei mele, a personalității mele, pe spiritul justițiar, astfel încât am făcut mai întâi facultatea de drept. Un spirit care mi-a adus multe prezențe în fața directorului școlii înainte de 90. Dar pasiunea pentru drept și pentru oameni m-a dus la Oxford, unde am făcut o specializare în Curtea Europeană și printr-o întâmplare am ajuns la aromaterapie. Iar această întâmplare a pornit de la o durere de cap. Pentru că, la un moment dat, m-am trezit că am o durere foarte puternică de cap pe care nu o puteam controla, iar o colegă de-a mea, englezoaică, mi-a recomandat o ședință de aromaterapie profesională. Despre plante mai știam eu și despre ceaiuri, dar despre aromaterapie la momentul acela n-am știut. Însă ceea ce s-a întâmplat în acea ședință de aromaterapie a fost ceea ce mi-a marcat pentru totdeauna destinul, pentru că am hotărât că asta este ceea ce vreau să fac. În urmă cu câtă vreme ai descoperit acea ședință sau durere de cap care te-a împins la acest business? 24 de ani, la începutul anilor 2000. Deci cu mulți, 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 mulți ani în urmă. Doar că în momentul acela nu puteai să înveți nimic despre aromaterapie în România, așa că am făcut toate cursurile de aromaterapie și toate formările pe care le-am găsit în limba engleză, în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii. Și în paralel am căutat modalități de a practica aromaterapia. În 2007 a apărut în România o lege a terapiilor complementare care ți dădea posibilitatea să practici aromaterapie ca și specializare dacă erai medic sau psiholog. Așa că am hotărât să fac facultatea de psihologie și să obțin ulterior competențe în aromaterapie. Am terminat facultatea de psihologie, dar am constatat că profesia de psiholog este incompatibilă legal cu cea de avocat. Motiv pentru care a trebuit să găsesc o cale să practic totuși psihologia. Și tot dintr-o întâmplare a ajuns la mine un domn care dorea să practice medicina și avocatura în același timp. Așa că, în calitate de avocat, am condus un dosar de drepturile omului la Curtea Europeană. Am câștigat dosarul de la Curtea Europeană. România a trebuit să schimbe legislația, astfel încât am putut să practic și psihologia. Am putut să mă înscriu în Colegiul Psihologilor, am putut să fac un master în psihologie și ulterior să încep studiile de doctorat pe zona care mă interesa pe mine, aromele și mintea. Modul în care aromele ne influențează starea de bine, în special la nivel psihoemoțional. Și pentru că exista tot timpul această preocupare, bine, dar unde poți să înveți?
ai un cadru legal care îți dă dreptul de a te specializa în aromaterapie, dar unde poți să faci cursurile acestea în România? Și într-un parteneriat cu pentru educație, cu Facultatea de Psihologie a Universității Hiperion, am creat un curs de psihoaromaterapie prin care psihologii învață cum să folosească aromele în procesul terapeutic în cabinetele lor de psihologie. Da, e important. Până la aceste cursuri, e un parcurs foarte interesant. Sunt convinsă că oamenii au înțeles că un om care este pasionat de lege și dreptate și a făcut dreptate, dar nu doar lui, pentru că până la urmă toți psihologii sau toți medicii acum pot să practice și avocatura. De ce sunt aceste profesii, meserii incompatibile? Cred că era o chestiune, nu mai sunt, da? Din 2014 nu mai există această limitare, deci de acum 10 ani. Cred că era pur și simplu o chestiune de legislație, de modul în care a fost legiferată profesia de avocat. Se considera că este nedemn să practici și altceva. Lucru pe care, printr-un nouvel afer, Curtea Europeană a Drepturilor Omului l-a înlăturat, motiv pentru care este foarte demn să practici în același timp și psihologia și avocatura, mai ales că sunt despre oameni și cumva sunt complementare. Un avocat trebuie să fie și un foarte bun psiholog. Bun, aș merge către profesii, pentru că fiind un domeniu, o industrie, un segment nou, aromaterapia, cred că încă este. Sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc în acest moment, antreprenori sau nu, și care spun aromaterapia, aromă, miros, parfum. Dar nu e despre asta, e mai mult decât atât. Nu este despre asta. Este despre terapie, o terapie, un mod de a vindeca ființa umană cu ajutorul uleiurilor esențiale, în special cu ajutorul aromelor. Pentru că aromaterapia are la bază uleiurile esențiale, care sunt substanțe extrase din plante, dar nu doar uleiurile esențiale, ci și hidrosolii, care sunt apele florale care se obțin în procesul de obținere a uleiurilor esențiale, sau uleiurile vegetale, care sunt transportoarele, să spunem așa, pentru uleiurile esențiale. Sigur, pentru că vorbim despre compatibilitate și despre un cadru legal și etic și moral, e foarte important să înțelegem că această zonă, chiar dacă o să meargă pe terapie, o să vedem toate laturile, nu locuiește medicina tradițională, nu? Adică e important să precizăm asta. Este o terapie complementară. Complementar înseamnă că ajută în procesul de vindecare. De fapt, principala funcție a aromaterapiei, așa cum o văd eu, este aceea de a preveni. Adică de a ne ajuta, de a ajuta ființa umană să fie în acea stare de bine, încât să nu ajungă în situație de criză. Sigur că putem să folosim un ulei de esențial de lavandă atunci când avem o arsură, inclusiv o arsură solară sau de altfel, dar scopul uleiurilor esențiale în sine este acela de a preveni și de a ajuta organismul, de a-l pune în stare de vindecare. Sigur că uleiurile esențiale pot fi folosite și ca medicamente. De fapt, cuvântul de aromaterapie a fost folosit pentru prima dată de René Maurice Gadfossé în anii 1930, el fiind inginer chimist și parfumier. La începutul secolului 20, parfumurile se obțineau din uleiuri esențiale și atunci, cercetând despre parfumul și despre uleiuri, a ajuns în Maroc, unde a descoperit că în medicina tradițională marocană uleiurile esențiale se folosesc intern ca și medicamente naturale. Și de aici a pornit o adevărată cercetare pe efectul terapeutic al uleiurilor esențiale. Vreau să ne întoarcem un pic la business, să mai ieșim un pic din sfera medicinei, până la urmă altul e profilul aici. Însă e foarte important să ne uităm dacă aceste uleiuri esențiale le pot fi folosite și pe post de parfumuri, și pentru că vreau să testez, să-mi bucur simțurile, nu neapărat să-mi vindece o afecțiune, și pentru cameră, în loc de parfum de cameră, adică unde găsim întrebuințarea lor mai larg decât sub formă de terapie sau de vindecare efectiv pentru o boală anume mai complexă sau mai puțin complexă. Aș spune că aromele în general,
pot fi folosit pentru tot ceea ce ține de ființa umană. Pentru că putem folosi aromele pentru purificarea unui spațiu, putem folosi aromele pentru a ne crea o stare de bine, putem folosi aromele pentru a gestiona un atac de panică sau o stare depresivă, putem folosi aromele pentru a ne relaxa într-un spa sau într-o procedură cosmetică sau la masaj, sau putem folosi aromele atunci când ajutăm un copil să se adapteze la grădiniță sau o femeie să nască. Deci zona în care putem folosi aromele este extrem, extrem de largă. Practic ține de tot ceea ce înseamnă ființa umană, tot ce înseamnă starea de bine, tot ceea ce înseamnă starea de sănătate, tot ceea ce înseamnă starea de echilibru fizic, psihic și emoțional. Foarte important. M-aș întoarce acum la profesii. Spuneai că tu ai descoperit această zonă, nu în România, în urmă cu 20 de ani. Și aș vrea să vedem cum dezvolți tu această academie și când mai exact, o școală, business-ul tău, aceste cursuri pe care le dai oamenilor care pot să profeseze, adică în România, eu știu, poziția, da, dacă vrei, funcția, meseria de psihoaromaterapeut sau aromaterapeut simplu este prevăzută în nomenclatorul ocupațiilor? În acest moment, aromaterapia ca și ocupație în cor nu există. Există doar posibilitatea ca anumiți terapeuți, medici sau psihologi să practice ca și specialitate. Însă, profesia de aromaterapeut există peste tot în lume. Există în Marea Britanie, există în Statele Unite, există în Ungaria, există în Germania, există peste tot. Și este, ședințele de aromaterapie sunt decontate în majoritatea țărilor europene și de casele de asigurări de sănătate. Există aromaterapeuți profesioniști care lucrează în spitale, în grădinițe, în maternități, în hospisuri, în centrele paliative, în spa-uri, practic peste tot. România cumva a rămas o pată albă pe harta aceasta aromaterapiei profesionale. Cred că în primul rând este o chestiune de mentalitate. Cred că există o reticență foarte mare legată de folosirea uleiurilor esențiale, care vine în primul rând dintr-o necunoaștere. Corect. Pentru că problema centrală este, nu avem o lege din 2007 despre o specializare în aromaterapie, dar niciunde în România, până la școala aceasta de aromaterapie, nu puteai să faci cursuri profesionale calificate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă ca cursurile de aromaterapie, formarea în aromaterapie, specializarea în aromaterapie și ulterior formarea continuă, să aibă la bază o programă care să întrunească niște criterii. Uh-huh. Aceleași criterii pe care le întrunește o școală de aromaterapie din Marea Britanie, din Germania, din Franța sau din Statele Unite. Formarea în aromaterapie ca aromaterapeut profesionist este o formare lungă. Durează minim 4-5 ani ca să poți să stăpânești tot ceea ce înseamnă arome și uleiuri esențiale, de la partea fizică până la partea emoțională. Bun, și acești oameni unde pot profesa după ce au terminat niște cursuri? O să vedem exact cum arată academia pe care tu ai fondat-o. Practic, pur și simplu la cabinetul lor, dacă vor să facă psihoaromaterapie, sau pot să lucreze în parfumeriile de lux și nișate, având totuși cunoștințe largi despre uleiuri și esența parfumurilor. Sau unde ar mai putea lucra? Adică oamenii poate se întreabă și de cele mai multe ori sunt oameni care sunt invitați sau sunt telespectatorii noștri care au lucrat în corporații sau în domenii stresante și după o vârstă și o experiență în muncă se lansează în domenii total diferite de ceea ce au făcut și poate acest domeniu, business nișat sau ocupație totuși nu atât de răspândită, ar putea fi o soluție și relaxantă și de evadare din stresul cotidian pe care l-au. Unde pot lucra? Pot lucra în absolut orice activitate care țină de sănătatea umană și de starea de bine. Pot lucra în cabinetele de psihologie cu arome, pot lucra în cabinetele medicale cu arome, pot lucra în grădinițe, în școli, în maternități, în special în centrele paliative, în hospice-uri, în toate formele de terapie, de la masaj până la spa, până la
tot ceea ce ține de echilibru ființei umane. Și stare de bine. Și stare de bine, da. O să ajungem la campania de economie în România. Chiar dacă ai descoperit această știință, această tehnică într-o altă țară, ai pus bazele școlii tale, care de fapt este mai mult decât o școală, este o academie și de altfel singura, prima academie de aromaterapie, de profil, acreditată internațional. Ce înseamnă asta? A venit o cerere masivă către tine, văzând-te oamenii sau, nu știu, poate ai echilibrat oamenii în jurul tău și oamenii au spus și eu vreau să știu, și eu vreau să am cunoaștere și eu vreau să fiu aromaterapeut sau psihoterapeut. De ce ai vrut să faci o școală în România? În primul rând, pentru că cei care doresc să lucrează cu uleiuri esențiale să aibă acces la o informație corectă, o informație verificată, o informație științifică, o informație care să ducă la aplicarea corectă a uleiurilor esențiale. Pentru că, în esență, aceste substanțe fac doar bine. Modul în care folosim noi aromele sunt cele care ne supun diverselor riscuri. Pe de altă parte, eu mi-aș fi dorit ca acum 24 de ani aproape, când am început drumul acesta, să pot studia în limba română, nu în limba engleză, să pot să fac cursurile acestea acasă, să fac parte dintr-o comunitate cu care să pot să schimb practică în zona aceasta. Aromaterapia este poate cea mai plăcută dintre terapiile complementare, pentru că lucrăm doar cu aromele care ne plac. Însă, dacă facem o simplă cercetare pe Google, ne dăm seama că sunt 30, 40, 50 de pagini de cursuri de arome. Însă nici unul dintre aceste cursuri nu sunt recunoscute niciunde în lume. Sunt doar niște cursuri făcute de diverse persoane pasionate de arome. Dar nu există filtrul... Adică opinii mai degrabă decât cercetare. Nu există filtrul acela de verificare. Ca să pot să fondez această școală de aromaterapie care să aibă acreditări internaționale, să fie recunoscută de cele două mari asociații profesionale de aromaterapie, IFPA, care este în Europa, și NAHA, care este în Statele Unite ale Americii, care sunt cele care dau dreptul de liberă practică în aromaterapie, uh-huh, și ca diplomele pe care le eliberăm noi să fie recunoscute de orice entitate care angajează aromaterapeuți în lume, indiferent dacă vrei să te angajezi ca aromaterapeut profesionist într-un spital din Marea Britanie sau într-o grădiniță din Statele Unite. Bun. O să ajungem la dezvoltarea ideii tale de afaceri, dar pentru că avem o primă campanie denumită Susținem economia României prin consumul de bunuri și servicii fabricate la noi în țară, te întreb, Diana, dacă tu ești adepta campaniei, dacă tu consumi la rândul tău din țara noastră bunuri, servicii fabricate aici. Eu sunt adepta faptului că ceea ce crește plantele care cresc, hrana care crește, ceea ce se întâmplă în spațiul în care ne-am născut și locuim este cel mai aproape de noi și ne face cel mai mare bine. Și cred că dacă avem oportunitatea să folosim lucrurile care se creează sau care se produc aici, ar trebui să fie prima noastră opțiune. Bun, pentru că am răspunsul tău, îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim prima noastră campanie și revenim aici la Business la Superlativ. Lucrăm cu români, cu familii române, avem o firmă 100% cu acționariat și cu conducere românească și cu brandul românești. Eu consider că acest tip de colaborare și economia colaborativă este de fapt succesul în businessul de modă. Cred că e momentul, în al 12-lea ceas măcar, să începem să construim companii românești puternice care să le concureze și să uităm la un moment dat să nu mai vorbim despre multinaționale. În primul rând, plătim taxe, angajăm oameni, ne aducem o contribuție importantă la creșterea economiei ca orice antreprenor. Suntem astăzi o organizație matură și suntem extrem, extrem de încrezători în viitor, deoarece activitatea companiei noastre are legătură cu ceea ce înseamnă dezvoltarea umanității în perioada următoare. Am căutat variante și avem și furnizori alternativi și în România. Am vrea să mutăm totul aici. Atât timp cât generezi, normal că și câștigurile sunt pe măsura ceea ce generezi.
din nou la Business la Superlativ în toate rețelele de cablu din România, doamnelor, domnilor. O afacere la Superlativ, o afacere aromată, o afacere care până la urmă dă profesii unor oameni pasionați, se investesc niște bani aici, lăsăm niște bani în România și mai mult decât atât ne îmbunătățim viața, starea de spirit și de ce nu. Poate tratăm anumite afecțiuni recunoscute, poate chiar și de medicina din România. Diana, mă întorc la tine și evident că acum faci niște cursuri și ai această academie acreditată la nivel internațional. E foarte important pentru că și ea e o școală, sunt niște cursuri care probabil se plătesc cu siguranță și te-aș întreba de la ce investiție pornește acest proiect? De la foarte multă muncă, foarte, foarte multă muncă, foarte multă muncă, foarte multă pasiune și da, și foarte mulți bani. Pentru că, în primul rând, pentru a face această școală, trebuie să obții acreditările acelea internaționale, care au două componente. O componentă de încredere și aici am avut din nou o șansă extraordinară de a o cunoaște pe Jade Schutz, care e unul dintre cei mai mari aromaterapeuți ai lumii, cu care am lucrat foarte mult, este mentorul meu principal și care m-a creditat cu încrederea de a crea această școală în România. Dar dincolo de asta este foarte multă muncă și da, foarte mult. Ce înseamnă foarte mulți bani? Așa, de unde ai pornit? Sigur că e logic și e normal, firesc, ca tu să fii investit de-a lungul timpului, de la investiția inițială, nu știu, lunar, anual, trimestrial, să rulezi foarte multe sume și dacă obții câștiguri. De unde a pornit, efectiv? De la investiția în propria persoană, de aici am început toate. N-am făcut un calcul legat de bani, dar sigur, chiar dacă este o academie online, presupune toată infrastructura pentru a face ca această școală să funcționeze. Bun, ce înseamnă acum cursurile, cum se desfășoară ele, din ce discutam puțin mai devreme cu tine înainte online și acum sigur și eu te-am întrebat cum poți să detectezi aromele printr-un monitor, da? Sau pe un link de YouTube sau pe un site sau pe o platformă acolo unde sunt ele. Ce înseamnă aceste cursuri dacă ne raportăm la durată, când participă sau cum se pot accesa? Ele sunt de fapt programe de formare, iar Academia are practic trei nivele principale de formare în aromaterapie. Există un curs introductiv care este de fapt un curs de bază, un ABC, de unde să pornești, pe care îl poate face absolut toată lumea care are intenția de a folosi în primul rând în viața personală și în familie uleiurile esențiale, după care încep cursurile care țin de formarea în aromaterapie. Iar aceste cursuri sunt programe de lungă durată, care încep de la fundamentele terapiei cu uleiurile esențiale, care este practic un curs care durează în medie 10 luni, ca o bază. Este un curs care se face în ritm propriu, astfel încât poți oricând să te întorci la o informație, poți să rămâi acolo până o asimilezi. Următorul nivel, după ce ai terminat nivelul acesta, este de aromaterapie clinică, în care mergem mult mai în profunzimea acestei științe, pentru că este o știință aromatică bazată pe studii clinice, ceea ce este iarăși foarte important. Toate informațiile sunt verificate, sunt bazate pe multe, multe studii clinice și ulterior de medicină aromatică. Dar în afară de aceste programe de formare care sunt destinate în primul rând celor care vor să practice aromaterapia ca și profesie, cum sunt psihologii, medicii, terapeuții sau cei care vor să știe mai multe, reprezentanții diverselor companii, să spunem, care activează în zona de sănătate umană, sunt cursurile de scurtă durată, care au între 1 și 4 ore, pe teme foarte specifice, în care absolut oricine poate să urmeze cursurile acestea. O scurtă pauză de publicitate, luăm și noi și revenim cu ideile tale să vedem exact cine poate profesa, unde și mai ales cât costă cursurile. O scurtă pauză, doamnelor, domnilor, și revenim aici la Business la Superlativ. Din nou la Business la Superlativ, despre afaceri aromate. Vom vedea dacă și profiturile sunt ridicate. Diana Dragomir este cu noi și îmi povesteai despre programa școlară, da? În acest domeniu, că sunt mai multe cursuri. Cel mai lung curs este acela de 10 luni? Nu, cel mai lung curs are 375 de ore.
Este un curs de un an și ca medie, pentru că fiind un curs care se face în limbi propriu, sigur, fiecare învață în ritmul său propriu. Ele se desfășoară live sau avem materiale programate sau cum? Care este modalitatea de accesare? Toate cursurile sunt preînregistrate. În momentul în care te înscrii pe platformă, ai acces la cursul respectiv. Dar există pentru fiecare program în parte, sunt cursuri de monitorizare, sunt ședințe live de feedback în care se răspunde la întrebări, sesiuni și tot timpul instructorul cursului respectiv este cel care răspunde la orice întrebare în timp real. Înțeleg că tu ești instructorul sau principalul trainer, profesor, academician, cum să spunem în acest context. Da, pentru că pentru a preda la o școală profesională de aromaterapie, în afară de toate formările legate de formarea adulților, trebuie să ai și acreditările pe a preda aromaterapie, care este cu totul altceva decât a practica aromaterapie. Da. Nu e muncă multă, așa, de lămurire, să convingi statul că nu intră în incompatibilitate, ceea ce ai reușit și te felicit pentru asta, legat de profesie. Apoi să aduci o profesie nouă în România, să creezi această școală. Și mai ales o integrezi, adică până răspândești informația. În rețeaua școlilor acreditate de aromaterapie. Până acum România era pur și simplu o pată albă pe harta aromaterapiei internaționale. Acum putem face parte dintr-o comunitate internațională de aromaterapie. Există competiție în România? Pe ceea ce faci tu, în sensul în care de școală vorbesc aici și poate chiar de, da, compoziția, distribuția de uleiuri esențiale. Pe formare în aromaterapie n-aș vorbi despre o competiție, pentru că fiind singura școală de aromaterapie care este acreditată internațional, cu diplome recunoscute internațional, în România și Republica Moldova, pentru că fiind o și Republica Moldova. Da, pentru că fiind o școală cu predare în limba română și acreditările sunt și pentru Republica Moldova. N-aș vorbi despre o competiție, pentru că dacă sunt singurele diplome recunoscute internațional, aș spune că e un început de drum în direcția Mă gândesc acesta. Că ai vrea să ai competiție, să mai existe școli de profil. De ce? Pentru că exista o educație în domeniu, nu? Absolut, pentru că noi am adus aromaterapia în România, suntem aici, aromaterapia profesională, formarea în aromaterapie profesională, dar sunt încă foarte multe alte lucruri de făcut. În primul rând, crearea profesiei de aromaterapeut, pentru că există o mare, mare, mare majoritate de persoane care folosesc uleiul esențiale, dar le folosesc incorrect de cele mai multe ori sau le folosesc peiorativ sau experiențial. Și atunci, sigur, este nevoie de școli care să formeze aromaterapeuți. Există nevoia de a exista profesia, exista ocupația, ca să poată fi controlată, în sensul de cine folosește uleiuri esențiale, cum le folosește. Bun, aici vreau să ajungem, pentru că până la urmă uleiurile esențiale sunt, da, piramida, baza acestui domeniu, acestei industrie. Sunt instrumentele principale, da, profesii. Da. Și e foarte important să vedem exact care sunt cele mai răspândite elemente. De exemplu, ulei de lavandă sau de lămâie, dar probabil că o să rămânem surprinși de câte tipologii există și o să ne spui tu. Și să ne dăm seama, pentru că spuneai puțin mai devreme, că nu e cineva care să controleze din moment ce industria nu e atât de compactă, de complexă. Facem o diferență, că poate da, nu lucrează oameni cu tine, dar ne urmăresc în acest moment și spun vreau să-mi iau niște uleiuri esențiale sau mi-am luat din altă țară când am fost în nu știu ce vacanță. Există o diferență între cele autentice sau nu? Adică ele ne pot face rău dacă sunt mai concentrate sau... Nu putem vorbi despre terapie cu uleiuri esențiale dacă nu avem niște uleiuri esențiale de calitate. Ce înseamnă uleiuri esențiale de calitate? Înseamnă uleiuri esențiale care să fie complete, originale, autentice, bio, obținute fără compuși sintetici. Cum putem să fim siguri că cumpărăm un ulei esențial care să ne ajute, nu să ne facă rău? În primul rând citim eticheta și ne informăm despre cine este producătorul respectivului ulei esențial. Care sunt țările care produc uleiurile acestea de calitate sau cele mai bune de altfel?
Sunt multe țări în care se produc uleiuri esențiale. Cei care comercializează uleiuri esențiale, de cele mai multe ori, nu sunt producători pentru toate tipurile de uleiuri esențiale. Există o bursă a uleiurilor esențiale, wow, pentru Europa este bursa germană de uleiuri esențiale, de unde majoritatea producătorilor de uleiuri esențiale de grad terapeutic sau de us medical. Există producători de uleiuri esențiale pentru zona aceasta de terapie. Uh-huh. Deci, dar România există? În adică România, de profil? În România cred că există producători de ulei esențial de lavandă care se pot, pentru că noi cultivăm lavandă, care se pot califica ca uleiuri terapeutice. Și există, cred că, 3 sau 4 companii care distribuie uleiuri esențiale pe care le putem folosi în terapie și care au gradul acela de puritate și de complexitate necesare pentru a... E multă discuție, dar vreau să nu fie una tehnică, de aceea vin cu foarte multe întrebări către tine și te-aș întreba puțin mai devreme, îți spuneam cum facem diferența între unul autentic și unul mai puțin calitativ, eu știu, mai puțin rafinat. Prețul ne... Da, cu siguranță și prețul este un indicator, pentru că nu poți să obții un ulei esențial de trandafir sau de iasomie, spre exemplu, cu un cost foarte mic. Adică dacă cumperi un ulei esențial de trandafir cu 30 de lei, este în mod cert un ulei esențial care este procent de 99%. Și cât ar trebui să coste? De exemplu, la 250 de mililitri sau chiar nu știu care este gramajul cel mai potrivit, astfel încât el să nu expire. O să ne spui multe acum. Uleiurile esențiale de obicei se vând în sticluțe foarte mici, de 5, 10, maxim 15 mililitri, pentru că sunt substanțe extrem, extrem de concentrate. Ele se folosesc a rare ori nediluate. De cele mai multe ori ele se folosesc diluate în uleiuri vegetale și atunci cantitatea de ulei esențial pe care o folosim este foarte mică. Deci ele se vând în sticluțe foarte mici. Și cât ar trebui să coste? Neapărat de culoare închisă la... Deci acesta este un indicator. Un da, dacă uleiul esențial este într-o sticluță de culoare deschisă, atunci în mod clar nu este un ulei esențial. Cred că un preț corect este undeva la 300-400 de lei. Pentru acel gramaj despre care spuneai tu? În condițiile în care este în diluție cu ulei de jojoba, pentru că un ulei, un absolut, un ulei pur de trandafir este câteva sute de deja euro. Ne faci o puțină cunoaștere în cursurile tale. Eu spuneam puțin mai devreme, nu întâmplător, de 250 de mililitri, practic de peste 10 ori mai mult. Nu și te-aș întreba, de ce nu se pot, știi cum, e românul, mă duc, nu știu în ce țară, lasă să am acolo, să-mi iau stoc. Ce se întâmplă dacă luăm în calitate sau în cantitate mai mare sau mai multe sticluțe mici, cum spuneai tu, de 15 mililitri? Expiră sau nu mai putem folosi? Ce se întâmplă cu el? În general, uleiurile esențiale au o durată de viață de până la 10 ani. Deci putem să le păstrăm între, e o investiție inclusiv bună, între 5 și 10 mai ani. Mai bun decât Bitcoin-ul chiar. Problema cu uleiurile esențiale este că anumite uleiuri esențiale se oxidează în timp. Adică dacă noi tot deschidem și închidem căpăcelul, atunci se oxidează și se alterează conținutul. Iar alterându-se, nu mai putem să le folosim în terapie, pentru că o să ne facă rău, nu bine. Foarte important. Acum am văzut cam care ar fi costul pentru un ulei esențial. O sticluță aceasta la 15 ml să fie unul de calitate și autentic. Cât costă un curs pornind de la o bază și ajungând poate la un curs mai complex la tine? Că poate sunt oameni care ne urmăresc acum și vor să se înscrie. Prețurile, ca să spun așa, la cursurile sunt compatibile cu orice curs de formare peste tot în lume, deci sunt cam la același nivel. Exemplu, de... te rog, un exemplu. Un curs care ține de formarea aromaterapie ca bază, adică primul nivel de formare care să îți dea dreptul de a te înscrie într-o asociație profesională internațională și care să-ți dea drept de liberă practică, este în jur de 1000 de euro. 1000 de euro. Dar investiția de timp este de minim 10 luni. Mai repede e foarte greu să asimilezi conținutul întregului curs. Pentru că sunt foarte multe informații legate de la modul în care se folosesc uleiurile esențiale până la cum funcționează organismul uman. Pentru că trebuie să știm să folosim corect,
uleiurile esențiale trebuie să învățăm să individualizăm tratamentul aromatic, pentru că nu se potrivește orice pentru oricine. La finalul fiecărui curs, modul, oamenii aceștia susțin examene? Da. Da. Fiecare, cursurile sunt organizate pe module. La sfârșitul fiecărui modul există un test și doar în măsura în care testul respectiv mergi mai departe. Iar la finalul cursului există un adevărat examen cu studii de caz, cu prezentare, cu o evaluare pe întregul material. Sunt cursuri foarte serioase pentru că este vorba de foarte multă responsabilitate. Aici ajungem, pentru că noi mai avem o campanie aici la Business la Superlativ denumită Responsabilitatea, dar responsabilitatea socială în afaceri, și te-aș întreba cum simți tu că ajută activitatea ta profesională și avocatura și acest business, școala, societatea românească. În primul rând, aș spune că ajută pe mai multe planuri, în ideea în care dă acces la o informație corectă. Așa cum spuneam, uleiurile esențiale sunt medicamente și atunci când ai o informație corectă, știi să le folosești în așa fel încât să ajute și nu să facă rău. Și este foarte important ca noi să știm să folosim aceste instrumente extraordinare la care avem acces prin natură, să ne îmbunătățim starea de bine. Iar o societate sănătoasă poate să fie creată doar de oameni sănătoși. Foarte important și responsabil și atenți și la mediu și la alți oameni. Important pentru că am răspunsul tău, îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim campania noastră de responsabilitate socială în afaceri și revenim aici la Business la Superlativ. Dacă tu ai avut o viață împlinită și dacă tu faci bani și business-ul tău face bani, ești obligat social cumva să dai înapoi și societății de unde ai plecat și unde te-ai format. Eu m-am dus spre copii. N-ai cum să nu reacționezi, n-ai cum să nu dai societății ceva înapoi. Eu întotdeauna pornesc la ideea că orice lucru pe care îl facem bine astăzi, putem să facem mai bine mâine. Am avut întotdeauna mici proiecte de susținere a copiilor cu dizabilități. M-am gândit ce anume putem să facem în așa fel încât să rezolv propria mea problemă, a structurii mele și a colaboratorilor pe care, la rândul meu, fără să vreau, i-am încurcat. Ar trebui să investească un pic mai mult în ce înseamnă sănătate, prevenția și sănătatea copiilor. Sunt lucruri foarte simplu de făcut, da, necesită într-adevăr o investiție. Trebuie să rămâi în permanență, să fii echilibrat, să știi întotdeauna că decizia pe care ai luat-o să duci la capăt. Părerea mea personală este că chiar dacă e greșită, dar trebuie să mergi până la capăt și chiar dacă îți dai seama că poate a fost greșită, să și recunoști. Din nou la Business la Superlativ, arome. Practic ne răsfățăm simțurile, dar e important să vedem dacă aceste afaceri aromate aduc profituri ridicate. Diana Dragomir este cu noi în continuare și e foarte important să vedem în primul rând pentru tine dacă devine un business profitabil această academie de învățare, de informație pentru aromaterapie. Business în momentul acesta este mai degrabă multă pasiune și multă dorință de a face lucrurile să se așeze și a să se întâmple. Este o deschidere nouă, este un domeniu nou într-o zonă cu multe mentalități, cu multe preconcepții, cu multe lucruri care trebuie depășite. Și da, cred că în timp s-ar putea ca această pasiune să devină și un business, dar în momentul acesta este multă investiție. Multă investiție. Da, sigur, e un câștig pentru emoțional, dar sunt convinsă că fiind atât de nișat și fiind printre primii care deschid orizonturi în domeniu, la un moment dat va aduce și profituri. E important să ne uităm acum. Ce tip de antreprenor ești tu, Diana? Ești un antreprenor mai mult rațional sau emoțional? Dacă mă gândesc cum am început drumul acesta, am pornit cu siguranță de la pasiune. Și pasiunea a fost cea care m-a ajutat să depășesc toate obstacolele, să trec toate pragurile, să creez acest drum pe care sper să poată merge și alții. Dar pasiunea m-a dus cumva la rațiune, pentru că altfel n-aș fi putut să creez și partea rațională a lucrurilor. E important să ne uităm așa și la
poate distribuitorii de uleiuri esențiale, poate chiar întreprinzătorii în acest domeniu, am nevoie de cunoaștere și poate această școală vine și pentru întreprinzătorii din domeniu. Ai și tu o linie de import, de producție, de comercializare pentru aceste uleiuri? Nu ai? Nu. Eu mă ocup doar de formare, doar de educare în materie de uleiuri esențiale. Dar lucrez cu astfel de oameni? Da. Sunt persoane cu care colaborez, inclusiv kiturile de uleiuri esențiale pe care le au cursanții noștri când încep să lucreze cu, când încep cursurile, sunt sigur de la niște companii de uleiuri esențiale. Da. Dacă nu avem nicio boală de tratat cu aceste arome, care ar fi kitul așa de răsfăț pentru noi? Pentru baie, pentru masaj, pentru locuința noastră pe care ar trebui să îl deținem? Câte arome, nu știu, de lavandă, de lămâie, mai spune-ne tu, eu știu, de iasă 1000 dacă se pot face și din asta. Da, eu, abordarea școlii și abordarea mea nu este legată de ce trebuie să ai, ci de a identifica de ce ai nevoie. Pentru că suntem foarte diferiți, avem o structură și fizică și mental-emoțională diferită și atunci fiecare organism are nevoie, fiecare ființă umană are nevoie de altceva. Și cumva ar trebui ca înainte de a folosi un ulei esențial să identificăm dacă acel ulei ne face bine și mai ales dacă ne place. Pentru că un ulei care ne place este un ulei care vorbește despre nevoia pe care foarte o avem important. Noi. Și atunci, de asta avem nevoie de profesioniști care să ne facă o aromatestare, să ne spună de ce avem nevoie. Pentru că astăzi ar putea să am nevoie de o aromă, mâine să am nevoie de cu totul și cu totul altceva. Răspunsul tău este unul excelent. De ce? Pentru că, uite, îți dau un exemplu dintre toate fructele. Mie îmi plac mult citricele. Și atunci e foarte clar că dacă îmi place lămâia, îmi place, da, portocalea, îmi place greful, atunci tot în zona aceasta asta mă voi duce și către arome sau, eu știu, anumite creme de corp sau lucruri care să-mi facă mie bine, pentru că e clar că mă regăsesc în această zonă. Ar trebui, poate, o persoană ca mine sau o persoană care preferă alte fructe sau alte arome, mirosuri, să meargă la un astfel de aromaterapeut, să-și dea seama de unde vine nevoia asta, adică nu te naști în ADN. Și care este zona pe sau care poate în familie, frați sau părinți sau nu au aceleași gusturi ca tine. Deci de unde ne vine această direcție, nevoie, înclinare către un domeniu anume? În primul rând, de la nevoile psihoemoționale pe care le avem fiecare dintre noi. Ceea ce se întâmplă în corpul fizic este de-abia în al doilea moment. Starea psihoemoțională este cea care ne guvernează de cele mai multe ori viața și alegerile. Noi trăim în zona emoțională. Și atunci avem nevoie să știm pe ce trebuie să lucrăm, ce ne poate ajuta, ce aromă ne poate ajuta ca să ne putem împlini potențialul, ca să fim să putem activa la capacitatea noastră maximă. Lucrez și cu companii, în sensul în care sunt oameni care vin la cabine, la sesiuni sau poate la cursuri și sunt antreprenori cunoscuți în alte domenii, agricultură, energie, că tot ne uitam puțin mai devreme la acele materiale împreună și care după aceste sesiuni sau poate după ritualul lor de dimineață sau în anumite momente ale zilei merg la o negociere și sigur că au contracte valoroase, adică ne schimbă cumva rezultatele. Aromaterapia este foarte folosită în zona de business, foarte folosită. Japonezii sunt cei care au dus zona aceasta la un nivel la care încă din anii 90 aveau clădiri de birouri cu instalații de difuzare a uleiurilor esențiale. Și da, putem să folosim uleiuri esențiale în birouri, putem să le folosim pentru mărirea productivității, putem să le folosim pentru creșterea capacității cognitive, putem să folosim pe foarte multe planuri uleiurile esențiale. Iar specialitatea mea este aromapsihologia sau psihoaromaterapia, adică cum putem să folosim aromele ca să ne activăm toate resursele pe care le avem noi ca ființă umană. Foarte important și zâmbesc acum pentru că aceste arome sau parfumuri, nu neapărat uleiurile, sigur că vorbim, sunt cunoscute în marketing, în nu știu dacă manipularea, influențarea deciziei de a cumpăra, știm foarte bine, magazine de lux sau magazine de masă, care au un miros specific al lor. Că o fi parfum, că o fi ulei, habar nu am, dar te fac, îți creează dependența de a vizita magazinul și poate chiar de a cumpăra de acolo. Există o specializare în aromaterapie care se numește aroma marketing și care exact pe zona aceasta foarte nișată de creșterea vânzărilor în baza aromelor pe care le respiri sau inspiri în momentul în care
ajungi într-o loc, pentru că nu. Inspirația aromei este legată de respirație. Nu poți să respiri fără să miroși, nu poți să respiri fără să inspiri. Și atunci, odată cu asta ajung și aromele în sistemul nostru limbic, nefiind mediate niciun fel de partea cognitivă. Și atunci, da, reacțiile noastre sunt absolut... La final ajungem, dar în 10 secunde, 20, vreau să-mi spui ce înseamnă pentru tine conceptul de business la Superlativ. Să ajuți oamenii cu foarte mare responsabilitate, să faci tot ceea ce poți pentru ceilalți, pentru că cel care a ajuns în fața ta are nevoie de un profesionist care să facă tot ceea ce poate pentru tine. Bun, Diana Dragomir, antreprenor, avocat, aromaterapeut, academician, îți mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru pasiunea pe care tu o pui în businessul tău, care momentan înseamnă pentru tine o investiție de timp și de resurse. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Florin Stoian și vă dau întâlnire luni la aceeași oră 20, dar la emisiunea de actualitate la zi. În continuare aveți emisiunea Substanțial cu colegul meu, Adrian Călin. Să aveți o seară excelentă. Rămâneți pe A7 TV, sursa dumneavoastră de încredere. Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.